ați venit sau revenit pe Salteluță. În clasa de astăzi vom lucra partea superioară a corpului, întărirea musculaturii, dar și deschiderea pieptului. Vrem să obținem o postură lungă, frumoasă, deschisă, vrem să nu ne mai doară spatele, vrem să nu mai avem cocoașă și umerii lăsați în față. Vom face acest lucru cu ajutorul poziției Wild Thing. Este o poziție frumoasă, impresionantă chiar, și care lucrează foarte mult și deschiderea pieptului, dar și întărirea musculaturii din partea superioară a corpului. Așa că haideți să nu o mai lungim și hai să începem. Vom începe pe palme și pe genunchi. Palmele sunt sub umeri, genunchii sunt sub șolduri, degetele complet răsfirate pe sol, podul palmei complet lipit de sol. Voi începe să-mi rotesc umerii deasupra încheieturilor. O să ne tensionăm mai întâi încheieturile puțin, facem puțină încălzire, schimbăm sensul. Este normal să simțim puțină presiune sau tensiune în încheietură, dar nu este normal să simțim o durere foarte puternică. Dacă simțim asta, ne oprim și încercăm să ne așezăm într-o poziție confortabilă sau să ne rotim încheieturile aici. Dacă totul este în regulă, schimbăm orientarea palmei cu degetele în exterior și ne mișcăm cu umerii stânga-dreapta deasupra palmelor. Nu uit să respir constant, îmi corelez mișcarea cu respirația. Degetele în interior. Îmi las greutatea ușor înspre călcâie și permit podului palmei mele să se dezlipească de la sol. Dacă nu se poate dezlipi și poziția voastră este aici, rămâneți în poziția în care simțiți o tensiune confortabilă. Continuăm să respirăm aici, suntem constant atenți la corpul nostru, la respirația noastră și la ceea ce simțim și exercițiile pe care le facem. Încercăm să ieșim din mintea noastră, să nu ne mai gândim la nimic altceva și să fim prezenți pe salteluță. Eliberăm, rămânem așezați puțin pe vârfuri, șezutul pe călcâie. Ne lăsăm greutatea pe spate, încercăm să ne tensionăm partea din fața coapselor, hip flexorii, dar și talpa și glezna. Mai rămânem aici încă 5, 4, 3, 2, 1 și revenim ușor pe palme și pe genunchi. Scapular push-ups sunt următoarele exerciții. Mai exact, voi încerca să ridic pieptul dintre brațe și să-l cobor, fără însă să fac nicio mișcare de tip cat-cow. Fundul nu mi se mișcă, șoldurile rămân unde sunt. Împing pur și simplu în palme, încerc să mă împing cât de mult pot în palme și apoi îmi las pieptul să coboare între brațe. Hai! 1. Inspir sus, expir cobor. 2. Sus. 3. Inspir sus. 4. Expir cobor. Inspir sus. 5. Expir, cobor. Inspir sus, 6 și rămân aici, mă împing bine în podul palmei. 5, 4, 3, 2, 1 și cobor în poziție neutră. Vârfurile degetelor de la picioare sunt în salteluță, îmi voi ridica genunchii de la sol și voi coborâ de 5 ori, dar ridicarea noastră nu este foarte mare, foarte amplă, nu mă duc aici, ci pur și simplu îmi ridic câțiva centimetri de la sol. Vom face asta 5 repetări, a 5-a oară rămânem cu genunchii ridicați pentru încă 5 respirații. Și 1. Mă împing bine în podul palmei, îmi rotunjez spatele, cobor. 2. 3. 4. 5, rămân aici, 5, 4, 3, 2, 1, ușor jos, șezutul pe călcâie. Ne vom așeza pe călcâie cu genunchii depărtați la marginea salteluței. Eu am ceva aici care mă incomodează puțin. Ceea ce vom face, haideți să ne deschidem puțin pieptul,
Punctăm cu palmele în spatele nostru, ne deschidem pieptul și ne lăsăm capul să cadă pe spate sau privirea în tavan, oricum ne simțim confortabil. Noada se ridică, am curbura a lombarului destul de puternică, privirea în tavan pentru încă 5, 4, 3, 2, 1, palmele pe genunchi, bărbia în piept, spatele rotunjit. 5, 4, 3, 2, 1, ușor sus, în poziție neutră. Vom puncta cu mâna stângă în spatele nostru și vom aduce mâna dreaptă din partea dreaptă prin față până când deschidem pieptul, o aducem deasupra capului, deschidem pieptul, iar privirea noastră este în tavan. Încerc să-mi deschid cât de mult pieptul, cât de mult pot pieptul. Rămân aici 5, 4, 3, 2, 1. Vin ușor prin față, punctez cu mâna dreaptă în spatele meu, îmi aduc mâna stângă în roată, să zicem, prin față, o ridic deasupra capului, deschid pieptul, las brațul pe spate și încerc din nou să rămân aici pentru încă 5, 4, 3, 2, 1, expir, aduc mâna stângă, din nou roată prin față, punctez cu ea în spatele meu, cu mâna dreaptă vin tot roată prin față, de data aceasta mă împing în mâna stângă, îmi ridic șoldurile și îmi duc brațul pe spate. După cum vedeți, eu sunt orientată înspre stânga și nu pe spate. Rămânem aici. 5, 4, 3, privirea este în podea. 2, 1, expir, las șoldurile să coboare, vin cu mâna dreaptă prin față, roată, în același timp vine și stânga, roată prin față, mâna dreaptă jos în spatele meu. Mă împing în ea, îmi ridic șoldurile, mâna stângă deasupra capului. Rămân aici încă 5, 4, 3, 2, 1, din nou roată prin față, vine și mâna dreaptă după ea, încă o dată ne ridicăm, împingem bine fundul în față. 3, 2, 1, expir jos, încep să inspir în momentul în care mă ridic. Schimbăm partea. 3, 2, 1, expir, cobor, încep să inspir atunci când mă ridic. 3, 2, 1, expir, cobor, schimb, inspir în momentul în care mă ridic. 3, 2, 1, expir, cobor. Bun, ne relaxăm puțin aici. Mă voi așeza cu fața spre voi și o să facem câteva side bend-uri. Punctăm cu mâna stângă, poziția pe care o aveți fie este cu picioarele încrucișate, fie este cu șezutul pe călcâie. Mâna stângă în lateral, mâna dreaptă se împinge mult înspre stânga. Deschid mult pieptul, privirea este în tavan. Mâna stângă este ori punctează pe vârf, ori mă așez cu antebrațul, cu condiția ca șoldul meu să fie în podea. Cum vă este confortabil, cum vă lasă articulațiile și mobilitatea. Rămân aici 5, privirea în tavan, deschid bine pieptul, 4, 3, 2, 1, inspir sus, expir, vin cu cealaltă mână pe lângă ureche, punctez cu mâna dreaptă, în lateralul meu, din nou deschid bine pieptul, privirea în tavan pentru încă 5, 4, 3, 2, 1, inspir și expir. Bun. Un alt exercițiu similar pe care aș vrea să-l facem este să ne ridicăm în genunchi. Întindem, haideți să începem cu piciorul drept,
Sper că sunt în continuare în cadru. Și aici să încercăm să ne sprijinim în mâna stângă. Puteți să vă folosiți de o cărămidă aici, în cazul în care mâna voastră nu ajunge chiar atât de jos și aveți nevoie să vă ridicați puțin. Nu așa, dacă mi se taie capul în cadru, sper că nu. Bun, punctăm pe sol, șoldurile mele sunt în față, îmi împing bine noada, aduc brațul pe lângă ureche, deschid pieptul și mă uit în tavan. Piciorul de jos este îndoit, după cum vedeți, sunt cu degetele punctate, piciorul din lateral este întins. Rămânem aici pentru încă 5, 4, 3, 2, 1, inspir sus, punctez pe picior, expir, cobor. În partea cealaltă, șoldurile mele sunt în față, privirea este pe sub brațul stâng, pieptul este deschis, 5, 4, 3, 2, 1, expir și cobor. Schimb partea. Dacă ați avut piciorul drept întins, vom întinde piciorul stâng. Piciorul drept este pe vârf cu genunchiul, cu călcuiul orientat înspre fesier. Eu stau cu fundul pe călcâiacă. Ridic foarte bine corpul, îmi aduc șoldurile în față. Aici mă așez pe ceva, niște cărți, o cărămidă sau mă duc până jos și las brațul stâng să vină deasupra urechii, deasupra capului. Deschid pieptul, umărul stâng mi se duce înspre spate. Privirea mea este în tavan pentru 5, 4, 3, 2, 1 și schimb partea. Inspir când mă ridic, expir când cobor. Palma stângă este pe piciorul stâng, șoldurile din nou în față. Mâna pe lângă ureche, privirea în tavan, 5, 4, 3, 2, 1, expir, cobor. Acum când ne-am antrenat corpul, ne-am deschis și pieptul puțin, haideți să trecem către Wild Thing. Trecem către Wild Thing, trecem la postura Wild Thing. Vă voi arăta trei modalități prin care să ajungeți la ea. Un lucru pe care aș vrea să vi-l spun înainte să începem este că este destul de important să aveți o postură plank și side plank destul de puternică sau cel puțin să puteți să vă susțineți greutatea corpului în side plank. Dacă nu, vă voi arăta cum să modificați poziția în așa fel încât să puteți ajunge în ea. Am să vă rog să rămâneți aici și să încercați cât de mult puteți să deschideți pieptul. Este poziția pe care am făcut-o înainte, însă puțin mai deschisă și de ce nu să încercați eventual să vă antrenați în asta aici. Puteți să încercați și cu picioarele față în față, stângul în față, exact cum au fost în plank, în side plank. Încercați să vă ridicați măcar aici, într-un side plank. Să faceți mișcarea asta de a vă duce șoldurile în față. Cam așa, iar cu timpul încercați să vă deschideți și pieptul. Prima variantă, care pentru mine este și cea mai ușoară, este ne vom așeza în side plank. Eu sunt cu mâna dreaptă jos. Ridicăm brațul stâng. Piciorul stâng îl ridicăm puțin, îl îndoim și îl punem în spatele nostru, pe la nivelul genunchiului, piciorului drept, pe vârf. De aici, ducem mâna stângă pe lângă ureche, ne împingem în mâna dreaptă, ne ridicăm șoldul și ne deschidem pieptul. Umărul meu stâng se duce înspre spate ca într-o poziție de pod, ca și cum aș vrea să mă deschid în pod.
Mă împing bine în piciorul care este pe vârf și în palmă. Piciorul care este întins este perfect întins și rămân aici. În momentul în care vreau să revin, îmi aduc mâna stângă, îmi las șoldurile să coboare puțin și revin în plank. Bun. Haideți să încercăm pe partea cealaltă, pe partea stângă. Pornim din plank. Side plank pe partea stângă. Mă împing bine în palma stângă. Mâna dreaptă este, privește către tavan. Mâna nu privește, dar noi privim către mâna dreaptă care se îndreaptă către tavan. Ridic piciorul drept, punctez pe la nivelul genunchiului stâng cu degetele, îmi ridic pieptul, îmi las mâna să cadă pe spate și îmi deschid pieptul către tavan. Mă deschid ca pentru pod, mă împing bine și în palma stângă și în vârful drept. 3, 2, 1, coborăm puțin și din nou plank. Genunchii pe sol, child. Ne odihnim puțin aici. Haideți să vedem acum cum intrăm în wild thing din plank. Direct plank, nu side plank. Ceea ce vom face, haideți să încercăm mai întâi pe partea dreaptă. Ridicăm piciorul stâng. Ne îndoim puțin piciorul drept ca să putem să ajungem cu piciorul stâng pe salteluță. De aici, ridicăm mâna stângă de la sol, începem să ridicăm șoldurile, deschidem pieptul și ducem brațul pe spate. 3, 2, 1. O variantă de a coborâ aici este să coborâm în fund, practic. Am ajuns sprijiniți pe sol. De aici putem din nou să ne ridicăm în wild thing. Important este să ne păstrăm echilibru. Dacă sunteți în wild thing, mai rămâneți o respirație și reveniți în plank sau pe genunchi. Haideți să vedem pe partea stângă din nou plankul și o să intrăm în el cum am intrat a doua oară în wild thing. Plank, ridicăm piciorul drept, punctăm în spatele piciorului drept, ne așezăm pe sol, în șezut, mâna este pe genunchi și aici mă împing în piciorul drept, în vârfurile de la piciorul drept, talpa stângă este pe orizontală și mă ridic ca pentru un pod. Deschid bine pieptul. 3, 2, 1. Din nou jos și haideți să ne mai ridicăm o dată. Ridic mâna, mă sprijin foarte bine în talpa stângă, mă împic bine mâna stângă, ridic fundul, mă împing în vârful drept, duc brațul pe spate și îmi deschid pieptul. Rămân încă 3, 2, 1 și revin în plank. Genunchii pe sol, child, sau ne relaxăm puțin. Acestea sunt variantele în care wild thing, în care intrăm din plank. Însă, probabil cea mai deschisă postură, cea mai challenging, nu știu cum să o traduc în română, spre rușinea mea, cea mai provocatoare postură, intrare în wild thing, este din downward facing dog. Desigur. Diferența dintre downward facing dog și plank este că distanța dintre palme și picioare este mai mică. Bineînțeles, mă refer la diferența pentru wild thing. Motiv pentru care va trebui să ne împingem mult mai mult șoldurile și să ne deschidem mult mai mult pieptul în momentul în care intrăm în poziție. Haideți să încercăm, ai zice. Nu? Palmele pe salteluță, vârfurile degetelor de la picioare din nou în salteluță,
Mă ridic în primul Downward Facing Dog al clasei, motiv pentru care voi petrece câteva respirații acolo pentru detensionarea picioarelor. Hai, genunchii sus și mă împing cu pieptul înspre coapse, înspre picioare. Încep aici să fac un mic joc de glezne. Pot încerca să-mi detensionez oricum vreau eu, picioarele, spatele, dacă mai am nevoie. Continui să pedalez aici și formez un downward facing dog complet pentru 5 respirații. 5, 4, 3, 2, 1. Voi ridica piciorul stâng sus, deschid bine șoldul, îndoi genunchiul. Three-legged down dog. De aici, privesc înspre degetele de la mâini, mă duc puțin cu umerii în față, pășesc cu piciorul stâng în spatele meu pe vârf, îmi desprind mâna și mă ridic în wild thing. Acum sunt îndreptată spre voi. Ceea ce îmi doresc este să deschid pieptul mult înspre tavan, îmi duc brațul pe lângă ureche pe spate și rămân aici. 5, 4, 3, 2, 1. Revenim în Downward Facing Dog și încercăm pe partea cealaltă. Downward Facing Dog, piciorul drept sus, deschid shoulder, îndoi genunchiul, three-legged down dog. Punctez cu piciorul drept în spatele meu, piciorul stâng pivotează și se întoarce pe lateral. Desprind palma dreaptă, deschid pieptul înspre tavan și rămân aici. 5, 4, 3, 2, 1. Revin în Downward Facing Dog. Încă o dată pe fiecare parte. Rămân aici pentru 5 respirații. 4, 3, 2, 1. Piciorul stâng sus. Deschid șoldul. Îndoi genunchiul. Privesc înspre palme. Punctez cu vârfurile piciorului stâng pe sol. Piciorul drept se întoarce pe lateral. Deschid bine pieptul. Brațul pe lângă ureche. 3. 2, 1, revin în downward, piciorul drept sus, îndoi genunchiul, punctez cu piciorul drept pe sol, piciorul stâng pivotează pe lateral, îmi deschid bine pieptul, 5, 4, 3, 2, 1, revin în Downward Facing Dog. Respira aici. 5, 4, 3, 2, 1. Genunchii pe soil. Sol. Child's pose. Rămân să respir aici. Zece, nouă, opt, șapte, șase, cinci, patru, trei, doi, unu. Ușor sus, ne rotim puțin umerii, putem să păstrăm ochii închiși. Încrucișăm palmele, orientăm palma cu podul palmei în exterior și ne împingem mult. Împingem palmele în față, rotunjim spatele, bărbia în piept. Respiră aici. 5,
4, 3, 2, 1, deschizi brațele, le ridici sus deasupra capului, desprinzi palmele și rămâi aici, cu brațele întinse pentru 5, 4, 3, 2, 1. Încrucișezi din nou palmele, din nou podul palmei în exterior, din nou rotunjim spatele. 5, 4, 3, 2, 1. Lăsăm palmele pe genunchi, rămânem în poziția aceasta pentru încă 5, 4, 3, 2, 1 și revenim în poziție neutră. În cazul în care simțiți nevoia, puteți să mai petreceți câteva minute în child sau întinși pe spate în postură de meditație. Eu aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, aș vrea să vă felicit dacă ați ajuns până la final cu clasa și să vă și mulțumesc dacă ați ajuns până la final. Nu a fost deloc o clasă ușoară, este foarte posibil ca mâine să faceți febră musculară. În cazul în care pozițiile au fost dificile pentru voi și nu ați putut efectua decât primele părți ale clasei, propunerea și sfatul meu este să continuați să vă antrenați în direcția aceasta, pentru că doar așa veți putea ajunge la rezultatele pe care le doriți și să încercați să vă antrenați foarte mult în a susține side plank puternic, poate chiar și într-un singur picior, adică cu piciorul de deasupra ridicat. Dacă veți face asta pentru o perioadă puțin mai lungă de timp, să zicem o lună, două, cu siguranță veți putea ajunge în postura aceasta, în wild thing, fără nicio problemă. Este o postură extraordinar de bună pentru întărirea musculaturii, dar și pentru deschiderea pieptului. Ea lasă energia să curgă de la prima chakră, de aici, de la Muladhara, până la ultima, la Sahasrara, pe care voi cu siguranță nu o vedeți în imagine. Gata! Vă pupicesc ca de fiecare dată și vă îmbrățișez virtual. Vă rog să luați în considerare varianta în care mă ajutați cu un like, subscribe și eventual un follow pe Instagram în cazul în care vă plac clasele mele. Sper să ne revedem și data viitoare. Pa!